asta continuă să fie importantă. Um, așa cum a cum spus... un lucru, iertați-mă, poate să înțelegeți mai bine. Uh, de ce e atât de important ca uh, aceste forțe beligerante astăzi, putem să spunem, deși deci, nu, ce nu se bat, NATO, da, am înțeles, da, bun, mă, hai să spunem forțele nucleare, să spunem, dar de ce e important să-și arate, iertați-mi expresia mai populară, mușchii, de fapt, într-un astfel de context? Adică și unii și alții să vină să spună, iată ce arme avem noi, iată ce putem să, cum putem să ne apărăm noi, iată cum putem să atacăm noi, iată cum putem să ripostăm noi și așa mai departe. De ce e important? O să vă răspund diplomatic. Vă rog. Atâta timp cât există arme nucleare, NATO, ca o alianță defensivă, este obligată să asigure apărarea cetățenilor, miliardului de cetățeni care este acoperit da. de umbrela NATO împotriva unei asemenea amenințări. Aceasta este bazată pe capacitatea de a răspunde, nu de a ataca, ci de a răspunde unui atac împotriva alianței, oricăruia dintre. Pentru că NATO este o alianță defensivă. Pentru că NATO este o alianță defensivă. Bun. Pe ansamblul capabilităților NATO, acest lucru se bazează pe exerciții și pe un anumit nivel de pregătire. De asemenea, tot diplomatic, vă spun că să nu organizezi un exercițiu pentru că e un anumit context, ar trimite la rândul său un mesaj. Uhum. Un mesaj că te temi de, de anumite de circunstanțe sau că pentru NATO lucrurile stau altfel decât au stat până acum. Nu, nu stau altfel. NATO, ba din contră, NATO, așa cum am văzut-o după 24 februarie, s-a văzut nevoit să ia o serie de, de decizii împreună, membrii alianței, pentru a asigura în mod suplimentar apărarea într-un context în care securitatea Europei este amenințată. În sensul ăsta, componenta de, de disoasiune, îi spune natural, nu de descurajare, este esențială. Și